Trebuie să treacă 20 de ani pentru ca românii să învețe democrația, spunea Silviu Brucan imediat după Revoluția din 89. Au trecut 34 de ani și suntem în România partidului unic. În 1998, echipa Ziarul Financiar își propunea să educe financiarul României, care avea un PIB de doar 30 de milioane de dolari, de peste 10 ori mai puțin decât acum. O România aproape de NATO, dar nu acolo, departe de Uniunea Europeană, și o țară în care românii se simțeau umiliți în comparație cu cetățenii europeni. Salariul mediu era 150 de dolari. Astăzi, la 25 de ani de la start, Ziarul Financiar a strigat iar adunarea, la sediul BNR, acolo unde s-a și lansat. Fini, Cristian Hostiuc începe și se laudă cu ce a făcut în 25 de ani. Eu vă întreb... Asta e esența marketingului. Dacă tu nu te lauzi și tu nu crezi în produsul tău, atunci cine să creadă? Ce n-ați făcut în cei 25 de ani? N-am dispărut. Ziarul ăsta, în primul rând, datorită echipei, și când spun echipei, l-ai pe colegul Fini, aici, da? Cristian Hostiuc. Prezent la datorie. Noi am început ziarul când l-am început greșit. Redactorul șef sau editorul șef era un cetățean de la Financial Times și adjunctul era un cetățean de la The Economist. Adică am început cu ștaif. Greșit. Oamenii foarte cum se cade, foarte bine plătiți, da? Însă nu înțelegeau nimic din ce e România. Principalul lucru pe care l-am reușit este că pagina asta pe care... Ai arătat totul azi, da? Ce asta? O pagină albă cu două propoziții, da? A fost percepută an de an, zi de zi, de cititori, în sensul în care a fost comunicată azi, și anume o oglindă a gândurilor lor, a vieților, a preocupărilor lor, a proiectelor lor. Și încet, încet a devenit un obiect de cult. Noi am avut o imagine foarte roză despre viitorul nostru. Foarte roză. Facem România să funcționeze și să fie sincronizată cu economia occidentală. Și a fost o temă foarte grea, pentru că pe vremea aia principalul obiectiv al unei conduceri politice și economice a unei țări era trecerea de la economia comunistă la economie capitalistă. Se vorbea de terapie de șoc, se vorbea de tot felul de aiurel. La România a fost cât se poate mai rău. De-aia am și întârziat foarte mult. Totul a fost bine până în criza din 2008. Când am descoperit că business-ul nu crescuse suficient de puternic să treacă singur criza din 2008. Și foarte mulți din oamenii pe care i-ați văzut azi au mărturisit ce dificultăți au avut la criza. Nu i-a ajutat nimeni în România. Noi am ignorat faptul că acești bugetari vor deveni într-o zi, da, preponderenți la decizia economică. Asta se întâmplă astăzi, da? În ultimii 10 ani, clasa bugetară s-a oligarhizat, practic în ultimii 20 de ani, de la privatizări, de la șpăci. Noi am greșit, eu am greșit, că nu am făcut în fiecare zi, pas cu pas, zi de zi, rând cu rând, o operațiune de persuasiune către ce omul de business care, odată, să investească în România, el nu investe, să investească în educația românească privată, nu investește omul de business, da? Și mai ales să investească în viitorul lui politic.